Pentru unii dintre dumneavoastră care mă cunosc mai puțin, poate a părut surprinzător faptul că am luat decizia de a candida la această funcție, având în vedere că eu am o profesie pe care o îndrăgesc foarte mult, cea de avocat, profesie pe care o practic de 27 de ani. Pentru alții însă, care mă cunosc ceva mai bine, decizia de a candida la funcția de primar nu cred că a venit ca o surpriză, deoarece eu, odată cu debutul în meseria de avocat, m-am înscris și în politică, considerând că aceasta este una dintre pârghiile cu care pot să ajut oamenii. Știu că există și oameni care mă cunosc mai puțin sau nu mă cunosc deloc, de aceea misiunea dumneavoastră în campania electorală ar fi aceea de a anunța votanții din municipiul Huș cine sunt eu și mai ușor ar fi pentru unii din cei care nu mă cunosc să-și aducă aminte dacă le spuneți că va candida la primăria municipiului Huș, cel care odată era numit avocatul poporului, atunci când am câștigat pentru sute de muncitori un proces împotriva statului la filatura de bumbac. Cred că de lansarea asta ne lansăm și noi câte un pic, cei de la celelalte orașe și de la județe. Oricât am încercat, să ne bărbătăm, să ne uităm în stânga și în dreapta, toți suntem hușeni. Eu prin adopție, anul ăsta fac majoratul, 18 ani de când suntem puși. Cred că fiecare știm și cunoaștem acest oraș. După cum fiecare cunoaștem și metehnele, și după cum știm că este un oraș mic în care toată lumea se cunoaște cu toată lumea, există judecăți, există avantaje, există dezavantaje, de aceea trebuie să acceptăm că această candidatură a lui Radu reprezintă și un act de mare asumare. Dar în același timp trebuie să știm că el nu va putea face nimic fără dumneavoastră. De aceea, încă o dată spun, mă bucur că a ales să fac această lansare cu echipa lui și cu echipa noastră la un moment dat. Am vrut, și când am avut discuția cu dânsul și verificam tot timpul care sunt oamenii din OSD-uri, care sunt oamenii din organizațiile de zonă, reașezați la diferite ședințe, schimbați în anumite momente, haideți să plecăm de la o premisă că nimeni nu face nimic pentru celălalt și toți facem ceva pentru echipă. Niște oameni și-au asumat niște candidaturi. Mă întorc, suntem într-un oraș în care faptul că a furat, dar și făcut, sau da pe cine altcineva, este la ordinea zilei. Cred că această echipă care sunteți dumneavoastră aici în momentul ăsta, este cea care va trebui să poarte niște candidați. Dar dacă noi nu avem convingerea că acei candidați sunt cei mai buni, vedeți-mă că nu o putem împărtăși nici mai departe și atunci nici nu vom avea succes.